Candidatul independent la alegerile prezidențiale din acest an, Monica Macovei, are programată la această oră o conferință de presă și așteptăm aceste declarații astăzi, pentru că sunt foarte din, importante. Partidul Democrat Liberal nu este un gest pripit, am reflectat mult la această decizie. Cred că ceea ce se întâmplă astăzi în PDL este greșit și din acest motiv am decis să iau acest, să demisionez. Se fac în PDL tot felul de înțelegeri de la o zi la altul. Ne-am trezit cu un candidat care nu este al PDL, care nu a prezentat o viziune pentru România, care nu știm unde vrea să ducă România, care nu a avut niciodată ca prioritate statul de drept și care nu s-a pronunțat pentru susținerea luptei împotriva corupției și nici nu a făcut niciodată nimic în mod real pentru aceste valori în care eu cred. De asemenea, știm că în ultimii ani domnul Iohannis a făcut înțelegeri atât cu Ponta cât și cu Voiculescu. Știm cu toții că este denumit premierul Grifco, cel propus de PSD și de Voiculescu pentru a fi premier al României. Asta din nou nu ne arată că crede în statul de drept și în anticorupție și nici în viitorul spre vest al României. Astăzi ni se spune să-l votăm pe domnul Iohannis pentru că reprezintă dreapta. Eu nu cred că reprezintă dreapta și de aceea nu sunt în acele și plec, după cum am anunțat de mult astăzi, plec și din PDL. Domnul Iohannis nu a dovedit că reprezintă dreapta și, repet, nu a dovedit că apără statul de drept și vrea anticorupție. De aceea și din păcate multe decizii ale PDL au indus destul de multă confuzie în rândul membrilor și simpatizanților PDL și eu nu am înțeles de ce PDL nu poate să aibă propriul candidat la președinție. Pot să vă spun că mulți membri PDL și mulți simpatizanți mi-au pus această întrebare. De ce nu putem și noi avea un, de ce nu putem noi avea un candidat la președinție? De ce trebuie să ni se impună unul care nu vine din partid și care, mai mult decât atât, a fost împotriva noastră, atât când se încălca statul de drept în 2012, cât și atunci când era propus, repet, alături de Ponta și Voiculescu ca premier al României. Și eu mi-am pus aceste întrebări și nu am găsit un răspuns. Poate că unii lideri ai partidului au fost mai interesați de combinațiile de culise decât de binele partidului și binele țării. Trebuie să spun că sunt o adeptă a unității dreptei și cred că trebuie să ducem bătăliile electorale împreună, cei de dreapta, cei de centru-dreapta. Și vrem să clarifice, de exemplu, PNL, de ce în Marțea Neagră a votat pentru superimunitatea demnitarilor. Am vrea să ne clarifice PNL de ce a încălcat statul de drept și, de exemplu, a acceptat reducerea puterilor Curții Constituționale în 2012 și multe alte lucruri pe care le-a făcut alături de PSD. Sigur că mergem înainte, ne uităm spre viitor și putem să tragem linie și să lăsăm trecutul în spate. Dar asta numai după ce facem aceste clarificări, în principal pentru electorat, care e bulversat și nu înțelege ce se întâmplă. Deci cu aceste clarificări chiar ar merge dreapta unită înainte foarte bine astăzi, dar ele nu s-au făcut. Mai departe, aș vrea să spun că le mulțumesc foarte mult celor din PDL, alături de care am fost și în campanii electorale, am fost și la greu în bătălii pentru apărarea legii și a statului de drept, puse deseori în pericol de PSD și de baronii PSD, care nu vor să fie cercetați, care nu vor DNA, care nu vor anchete, care nu vor condamnări. Deci sunt mulți prieteni și oameni cinstiți în PDL și am fost împreună alături. Eu le mulțumesc încă o dată pentru sprijinul lor. Și e greu să te desparți de oamenii cinstiți alături de care ai lucrat și din acest punct de vedere eu nu mă despart de acești oameni. Îmi dau demisia din PDL din motivele pe care le-am spus, dar desigur că mă gândesc la oamenii cinstiți din PDL care au aceleași obiective și principii ca și mine.
Acum vreau să fie foarte clar că nu mă înscriu în niciun alt partid politic. Voi candida independent pentru a ocupa funcția de președinte al României, pentru că sunt convinsă că românii merită un președinte al lor independent. Știți că oricum un președinte trebuie să-și dea demisia din orice partid ar face parte atunci când ajunge președinte. Iată că de data asta electoratul are un președinte deja independent. Și e bine să aibă oamenii președintele lor și nu președintele unor partide. E foarte important acest lucru, fiindcă președintele oamenilor le garantează drepturile, le asigură securitatea națională și siguranța individuală, le garantează că rămân în democrație, le garantează că atunci când partidele care au doar interese oculte și de partid și de a fura pentru propriile lor buzunare din banii noștri, au garanția că atunci președintele va spune stop, asta nu se poate. De asemenea, un președinte independent prezintă garanția că România va merge spre vest, că România rămâne în NATO, în Uniunea Europeană, că modelele politice ale României nu sunt nici China, nici Federația Rusă, așa cum încearcă Ponta astăzi să ne inducă. Și ce să ne inducă? O spune clar și deschis. Gândiți-vă ce ar fi fost România dacă nu era astăzi în NATO și în Uniunea Europeană. Gândiți-vă că România, dacă n-ar fi fost în NATO și Uniunea Europeană, ar fi fost în situația Ucrainei și ar fi fost sub un atac al Federației Ruse, așa cum vedem de luni de zile. Și uitați-vă la ce s-a întâmplat și astăzi dimineață, da? Când Putin a spus că dacă vrea ocupă Kievul foarte repede. Deci încă o dată să mulțumim soartei și tuturor celor care au făcut posibil acest lucru, că suntem în NATO și UE și, insist, trebuie să rămânem în aceste structuri pentru că sunt singurele care ne garantează independența și siguranța. Acum, dintre toți candidații, nu mă refer la ideologii, la stânga-dreapta, eu sunt singura care pot menține relația României Vest cu Statele Unite ale Americii, cel mai important stat în NATO. Și spun asta pentru că am dovedit de-a lungul timpului acest lucru. Sunt singura care am luptat împotriva corupției dintre toți candidații, iar pentru instituțiile americane, pentru statul de drept din Statele Unite, pentru Departamentul de Stat, este foarte important acest lucru și Statele Unite vor avea în mine cel mai deînădejde partener din România. Aș vrea să vă spun că rămânerea României pe direcția vest și în principal în aceste momente de criză politică și de război în jurul țării noastre este foarte important, repet, să rămânem în NATO și numai eu pot garanta asta. Eu nu am dat declarații și nici nu gândesc în acest fel despre politica chineză, modelul chinez de politică sau rusesc și nici declarații precum alți candidați că doresc o colaborare politică cu Federația Rusă. Aceste lucruri nu sunt negociabile. Siguranța țării, relația cu Statele Unite și democrația nu sunt negociabile, domnule Ponta, domnule Iohannis și ceilalți candidați care vor să ajungă la Cotroceni. Acum aș mai vrea să spun câteva cuvinte despre candidatura independentă. A venit vremea în România să existe un candidat independent, așa cum am spus, un candidat nu al partidelor, ci al oamenilor. Și pentru că aud de multe ori de la mulți oameni în țară, vrem să votăm cu tine, dar nu ai în spate o mașinărie de partid, atunci le spun sigur că nu am în spate o mașinărie de partid și asta mă face deosebită de toate celelalte partide care au fost tot timpul la putere în toate combinațiile și vedeți unde am ajuns după 25 de ani. Deci cu atât mai mult trebuie să votați un candidat independent.
Și iarăși le spun acestor oameni, nu am un aparat de partid în spate, dar v-am pe voi. Votul fiecăruia dintre voi este șansa mea. Așa că fiți lângă mine. Mulțumesc!